Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Alexandru Rotaru, gazda dumneavoastră. După cum bine știți, ne aflăm într-un prin conflict nevăzut în aceste momente, atât pe continentul european, cât și nu numai. Din păcate, în celălalt colț al lumii, în aceste momente, sunt clipe greu de imaginat. Un atac terorist a avut loc în Noua Zeelandă, soldat până în aceste momente cu peste 40 de morți. Toate acestea se întâmplă în timp ce România încearcă, parcă din răsputeri, să rămână în Liga a patra, într-o ligă a actorilor foarte mici care nu urmăresc niciun interes național. Interes național care parcă îl vedem inexistent în ultima perioadă pe arena politică română, cu forțe militare nu tocmai bine puse la punct, într-o lume în care avem o Rusie ce e tot mai mult prezentă în spațiul est-european și nu doar, cu interese greu de văzut și greu de imaginat pe întreg continentul european. Mai avem zile numărate până la alegerile europarlamentare. Partidele politice din România sunt în plină precampanie electorală, cu promisiuni frumoase de fiecare dată, cu cele mai bune liste posibile din întreaga galaxie și cu politicieni care ne promit frumos. Despre siguranța națională, în schimb, din păcate, prea puțin se vorbește. Suntem unul dintre pilonii cei mai importanți la granița Uniunii Europene și NATO. Avem o națiune extraordinar de puternică care a reușit să demonstreze pe parcursul timpului că ne merităm locul în istorie și merităm să avem un cuvânt de spus. Din păcate, politicienii de rang înalt a României înțeleg de prea puține ori importanța pe care o are România pe harta geopolitică și nu doar. Avem în aceste momente o armată care încă scârție la dotare și, din păcate, de foarte multe ori, conducătorii armate prin prisma ministrilor de interne și ministrilor din cadrul armatei, nu ne dăm seama a cui interese servesc. Despre armata română, despre declarațiile, ultimele declarații de altfel a unui oficial de rang înalt, fost comandant al șefilor NATO din Europa, vorbim în această seară alături de invitatul nostru, și anume domnul general de brigadă în rezervă, Stan Petrescu. Bună seara! Bună seara și bine vă revăd! Domnule general, țin să vă mulțumesc și să vă spun că ne bucurăm enorm de mult și cu siguranță se bucură și de acasă că ați reușit să reveniți în platoul București TV pe un subiect atât de important și sensibil, din păcate ascuns de foarte multe ori, însă tare puse departe de ochii lumii. Am avut zilele acestea o declarație extraordinar de răsunătoare din partea generalului american Ben Hodges, care a declarat că după Crimeea poate urma Odessa și România. România care, reiterez, este stat membru al Uniunii Europene și NATO. Avem în aceste momente o bază permanentă pe teritoriul României, care dă de foarte multe ori bătăi de cap Rusiei. E o declarație bombastică, poate catalogată de unii, și extraordinar de îngrijorătoare pentru alții. Dumneavoastră, în calitate de militar, cum vedeți declarația generalului american? Sigur, Ben Hodges a ieșit la pensie, a fost comandantul forțelor din Europa și sunt convins că avea suficiente informații ale structurilor de inteligență ale NATO, pe baza cărora să facă să tragă unele concluzii și să facă anumite estimări și chiar să se adreseze spațiului public cu asemenea cuvinte. El a vizitat România, a fost în contact direct și prezent pe teritoriul României, văzând armata română la lucru, a fost impresionat chiar de o forțare a unui fluviu cu forțele noastre de genul integrate cu celelalte categorii de forțe și a fost impresionat, declarând că nu a văzut o asemenea forțare în viața lui și chiar a admirat concepția și mai ales calitatea militarilor în acest proces. Sigur că declarația se referă la faptul că punctul de atenție geopolitică s-a mutat aici în flancul sud-estic al NATO. Am mai vorbit într-o emisiune a dumneavoastră de faptul că rușii, încălcând orice normă internațională și în disprețul, să spunem așa, moralei internaționale, și-a creat două capete de pod extrem de puternice, la Kaliningrad, fostul Königsberg, lacrima Germaniei pentru acest teritoriu, unde s-a născut marele Immanuel Kant și pe care vor să-l dea jos după soclu comuniștii de acolo, și al doilea cap de pod, Transnistria, unde concentrează și forțe, concentrează și agentură. Deci, în aceste capete de pod, ei supraveghează întreg teritoriul european. Sigur, s-a tras această frontieră invizibilă la vestul Federației Rusiei. De o parte și de alta sunt concentrate forțe ale NATO, începând din țările Baltice,
Ceaușe și până aici, în flancul sud-estic european, unde în România, sau în România, a fost dislocată o bază foarte puternică la Cogălnicianu. Gazetarii au numit portavionul Cogălnicianu, dar firește mai sunt și alte baze unde sunt concentrate forțe în teritoriul național. Așadar, mișcarea aceasta extrem de șireată a forțelor, după o anumită concepție a forțelor rusești, ei au pus, să spunem așa, cap compas, ca să folosesc un termen marinăresc, dacă nu, cum spuneam noi, la operații o săgeată sau două, pe această zonă extrem de fierbinte, care se numește Ucraina. Ea este slăbită din punct de vedere moral, este confruntată cu foarte multe fenomene de corupție. Militarii sunt, dacă vreți, intrați într-un curent defetist, ei sunt bilingvi, vorbesc și rusă, sunt din același spațiu de cultură, etc. Iar propaganda rusă este foarte activă. Așadar, Hodge a vrut să spună că următorul punct sau următorul aliniament va fi Odessa, la circa 97 de kilometri de Tiraspol. S-a încercat un puci acolo la Odessa. Sigur, dar este în vizorul lor, pentru că acolo au o mare cantitate de populație care este prorusă, se vorbește rusește și pe baza acestui principiu zicem, da, o să venim să vă apărăm din spate, și atunci dacă vor să ia Odessa și Bugeacu din sudul Moldovei, acolo unde sunt concentrate vechile noastre cetăți ale lui Ștefan, vechi pământ dacic, nu-i așa? Atunci practic se unește sudul Basarabiei cu Crimea și prin Odessa. Așadar, tot litoralul acesta până la gurile Dunării. Este un mare vis al rușilor și a fost de pe vremea țarului Petru ca gurile Dunării să fie sub stăpânirea lor pentru a controla, nu-i așa, din punct de vedere geostrategic, această zonă extrem, având gurile Dunării. S-ar putea să ne trezim mâine, poimâine, că mergem la Galați, undeva unde Dunărea face un cot, se numește Cotul Pisicii, de unde se vede Renul, ca să constatăm că acolo vor defila santinele. Și atunci, dacă ajung rușii la Prut, ajung cu forțe concentrate aici și vor disloca alte forțe, sigur că pericolul este direct și iminent asupra țării noastre. În condițiile când se pune în mișcare foarte greu articolul 5 al tratatului, pentru că ne-au și spus-o atât politicieni americani, dar și alte voci, și n-au avut ferestre deschise ca să fie auzite, mai întâi noi trebuie să avem suficiente forțe să ieșim la primele aliniamente de luptă cu mijloacele noastre până în termen de aproape două săptămâni. Sigur că da. Ori nu întâmplător s-a insistat pentru a se asigura cei 2% din PIB. Iată, polonezii, mult mai inteligenți decât noi și mai dornici, mai legați de a apăra țara, având și o istorie fierbinte, de două ori a fost dezmembrată în istorie, dar concentrează sume enorme pentru modernizarea forțelor aeriene, pentru modernizarea forțelor terestre cu blindate de ultima modă și au prevăzut chiar în Constituție acești 2%. Deci în momentul când se trage bugetul în Polonia, acești 2% nu iau la discuție, pur și simplu se alimentează contul pentru ca armata să nu sufere. Și este un principiu cunoscut în toată lumea, că o armată puternică îți dă și o diplomație puternică, îți dă, dacă vrei, încredere și mai ales mărește moralul populației, pentru că unul dintre factorii de luptă extrem de importanți, în afară de teren, armamente moderne, instrucție, grad de pregătire, îl constituie factorul moral al națiunii, că ea sprijină din spate toate acțiunile militare. Așadar, suntem, dacă vreți, într-o pasă proastă din punct de vedere militar și dacă ne gândim numai ce citim în spațiu mediatic și spațiu public, că interesul pentru a da o anumită strălucire armatei sub aspectul înzestării, sub aspectul instrucției, sub aspectul plății și a efectivilor, nu se vede acest lucru. Există această o ceartă imensă pe cei, pe niște bani privind achiziționarea corvetor, se achiziționează, nu se achiziționează, și de aici în deliciu presei a ajuns armata atât de tare. Prin urmare, această stare de slăbiciune împietează asupra factorului moral și nu putem să apreciem dacă cei care sunt la conducerea armatei au instinct statal, sunt legați de acest pământ, au rădăcini adânci, gândesc în sensul pe care îl gândește istoria și poporul, pentru că este o mare enimă pentru acești inși care conduc vremelnic cel mai de încredere minister. Și să ne uităm că în articolul 118 din Constituție, mai spus-o și o repet încă, este menționată armata ca fiind garantul democrației. Păi dacă e garantul democrației, trebuie
mai multă grijă de ea. Iar puterea unei armate este direct proporțională cu acea cantitate de atenție pe care înalți demnitari ai statului o acordă. Este și garantul suveranității armate, de altfel este cea care trebuie să vegheze granițele României. Ați declarat ceva extraordinar. Puneți la îndoială patriotismul celor care conduc armata în aceste momente? Eu nu pun la îndoială patriotismul. De fapt, patriotismul acesta este greu de definit. Cu acesta te naști numai prin limba pe care o vorbești, de la mamă, de la părinți, nu? Și faptul că ți se transmite de mic această aplecare către tradiție, către neam, către sânge, către țară, către credință, nu mai trebuie demonstrate. Și acum, sigur că în spațiu public apar aceste glumițe că domnul ministru Leș se face preș față de politic, da, el nu pune mâna pe armă, nu are instrucție militară, habar nu are cum funcționează un mecanism de dare a focului la o piesă de artilerie sau la o armă de infanterie, dar iată că a pus mâna pe armată și nu cred că o gestionează în sensul pe care și-l dorește populația. Dacă se generează atâta scandal la vârful ei și mai ales în spațiu politic, și mă refer la politicienii de la putere, n-ar trebui să existe. Armata, structurile de informații, poliția, le fac parte din bucătăria puterii și atunci trebuie gestionate foarte bine, trebuie puși lideri de înaltă calitate. Noi suferim de leadership. Nu avem leadership, nu avem acei oameni plini de acribie plini de această a le păsa, că îmi scapă termenul, să le pase de ceea ce se întâmplă la vârful armatei. Și mai jos sunt nemulțumiri sau sunt parte de nemulțumiri sub aspectul înzestării, sub aspectul condițiilor de trai, de viață și mai ales asupra salariului. Reacția unei armate este funcție de câți bani îi oferă puterea politică, pentru că sigur, trăim într-o democrație, armata se supunează puterii civile și nu este de capul ei, trebuie să execute comandamentele puterii civile, dar puterea civilă nu se îndreaptă cu toată atenția asupra ei. Aceasta este și, să spunem așa, năduful și nemulțumirea mea cu privire la... Domnule general, e cunoscut faptul că dacă nu investești în propria armată, ai un risc foarte mare de a plăti factura pentru cederea o altei armate pe teritoriul tău. Din păcate, România a trecut prin istoria sa relativ recentă sub o armată de ocupație. Am avut o armată de ocupație sovietică aici până în 58, care nu a adus tocmai bine populației din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Cert este faptul că în acest moment nu avem alocat 2% din produsul intern brut pentru Ministerul Apărării, într-o lume în care confruntările au și o altă față. Nu mai vorbim de un război neapărat pe care îl vedem. Nu vorbim de un război cu blindate sau cu... Adică energetic, așa se numește, da? Cu forțe, în acțiune, cu tancuri, cu artilerie, cu aviație, așa mai departe. Un război informațional al informațiilor, un război hibrid, un război perfid, un război imagologic, unde sunt folosite minți care au planuri de dezinformare, de influențare, dislocă agenți, adevărați soldați invizibili în toate sinapsele de conducere ale unui stat și astfel când este un moment favorabil, aceștia își dau drumul la gloanțele de argint, gloanțele care se folosesc în războaiele invizibile, deci în lupta de inteligență. Ori experiența Federației Ruse, care este aici, foarte aproape de noi, în materie de dezinformare și război informațional, în materie de manipulare, dacă vreți, și de infiltrare de agenți din toate categoriile, de loc, din mișcare și de influență, dacă vreți, intruziunea, adică rețelele de spionaj sunt foarte bine plătite și bine distribuite aici, sigur, ajungem la adevărul spus de Confucius, decât să duc la moarte armate întregi, mai bine recrutez vârfurile, introduc o stare de confuzie, de panică în populație, îi dezrădăcinez, adică practic cetatea se va preda aproape singură din interior, având aceste
aceste forțe. Sigur că pe teritoriul național am constatat-o și la Revoluție, dar știm și înainte de asta, știm și după aceasta că acest agenți de influență există, îi găsim prin presă, îi găsim prin multinaționale, îi găsim pe la Comisia Europeană, îi găsim în partide, dacă vreți foarte bine. Domnule general, până una alta... Și ei își fac cu prisoțință treaba, așa că războiul pe care îl duc rușii în acest domeniu este foarte productiv. Și ne așteaptă alegerile, patru rânduri de alegeri. O să vedeți atacurile cibernetice și de altă natură, tocmai ca să influențeze, după planul lor, această comunitate românească, această țară. Avem acum exemplul foarte proaspăt al Moldovei. Ați văzut distribuția mandatelor. Primul este Dodon și ceilalți care sunt colorați. Astfel că Moldova, am tot mai mult impresia că va fi pierdută, după ce înainte emițătoare de televiziune și de radio foarte puternice au captat atenția acestei populații bilingve și iată că au adus-o sau au trimis-o către urna de vot și nu peste multă vreme vom pierde definitiv sau vor pierde Transnistria. Poate comratul și pierdut au trecut la un proces de federalizare. Prin urmare, iată, fără să tragă cu armamente calde, pot să conducă și să pună sub control o țară. Domnule general, vorbeați de soldații nevăzuți, dacă putem să-i numim așa, ai Federației Ruse. Chiar astăzi Suedia a venit cu un comunicat în care a declarat că trei sferturi din membrii ambasadei Rusiei din Suedia sunt agenți ai serviciilor ruse de informații și securitate. Iată că vedem o situație probabil similară cu cea din România. Mi-e greu să cred că în fortăreața de pe Kiselev, fortăreața Federației Ruse, avem doar oameni cu bună intenție. Suntem oare bine puși la punct la contracararea atacurilor informaționale atât din interiorul țării, că până în alta suntem țara care a trimis la Parlamentul European un eurodeputat ce vorbea de prietenia română-rusă și de necesitatea reînvierii prieteniei seculare dintre poporul român și rus. Nu știu când a fost prietenia seculară, când ne-au luat Basarabia sau când ne-au ocupat teritoriul sau când ne-au luat gurile Dunării. Probabil la acea prietenie se referea domnul Cătălin Ivan. Sau insula Șerpilor. Sau insula Șerpilor, iar da. Astăzi este la ucrainieni în bună parte și cred că au în planurile lor de planurile ofensive, dacă vă pune în operă acest aliniament în sudul și estul Ucrainei să ia aceste teritorii, sigur că următorul pas va fi și insula Șerpilor. Este un cap de pod foarte bun aici la gurile Dunării și mai ales în Marea Neagră. Mai ales că în jurul insulei Șerpilor sunt rezerve considerabile de nu numai, da, deci ceea ce duce la creșterea valorii geoeconomice a insulei, dar este un cap de pod extrem de bine pus la punct pentru a instala fel de fel de stații de ascultare, forțe și, dacă vreți, și anumite forțe navale care doar fac un salt să ajungă pe litoralul foarte ușor de cucerit al Mării Negre, care se întinde pe vreo 215 km. Revenind la... Sigur că soldații aceștia invizibili există. Haideți să luăm Sputnicul în redacția, da, căreia avem atâția gazetari și care fac jocurile lor și transmit în anumite situații de criză sau tensionate la vârful politicii, mai transmit câte un mesaj. Nu? Apoi vizitele unor interpuși care vin din spațiul Federației Ruse, fie în domeniul cultural, fie în domeniul economic, mai se fac anumite întâlniri cu anumite fundații, cu anumite ONG-uri, contacte cu foști activiști de partid pro. Păi să-i vedeți de ziua Federației Ruse că ambasada este plină de ei. Avem și un general militar cu numele de Dragnea, îl dau cu toată dragostea, pe post să știe bucureștenii. Păi ăsta are atâtea vin în spate, în contra unor manifestații studențești la Timișoara, dar și pe parcursul vieții sale de militar. Sigur că el a stat în minte numai cu imnul rusesc și mai ales preocupat de... și este foarte bine apreciat, este medaliat, este trecut prin toate și iată îl ținem acolo foarte bine ca pe un exponat al unui muzeu ce ar putea să sugereze prietenia româno-rusă, vechiul Arlus. Este același general, dacă nu greșesc, care coordonează și grupa de veterani. Sigur că da, păi l-a pus șef tocmai ca să aibă controlul asupra minților acestora. Și sigur că și printre veterani
există, dar și printre cei mai tineri, există această aplecare către Rusia, forță foarte mare, care ne scapă, de acolo vine lumina, adică aceste mentalități încă funcționează, pentru că în timp de 70 de ani, sau dacă vreți, de la instalarea comunismului în România, odată cu plecarea regelui și până la Revoluție și după ea, sigur că aceste mentalități s-au înrădăcinat bine în mintea unora de scot pe goarnă, pe gură, asemenea fraze în spațiu public și faptul că sămânța de bază, acele elemente, acei păstori, acea elită culturală, politică, dacă vreți să luăm armata regală, 100 și ceva de generali și colonei au fost duși la moarte. Deci, practic, România, când au preluat-o comuniștii, plus fenomenul Pitești, plus pușcările, plus lagările, așa mai departe, unde aceste laboratoare ale ororii, ale iadului, au fost distruși peste un milion de români, sau aproape un milion de români, nu-i așa? Erau aceia care aveau sămânța bună, acea rădăcină românească, acei mari supraviețuitori care predau generațiile următoare toate aceste experiențe ale noastre, inclusiv aceste mentalități, pun în ghilimele, și nu, ci dragostea de țară, cultura noastră. Păi s-au atacat cultura, s-au atacat istoria, fenomenul roller, cel de la Bârlad, da, și multe alte lucruri. Practic, noi acum culegem, deci leadership-ul, elitele noastre, sunt produsul acestor ani nenorociți, iar liderii care au făcut România mare, nu vreau să-i înșir pe toți, am și scris despre ei, au murit în închisorile comuniste. Nu, de la au scos până bani la din buzunarul lor pentru a se duce în politică. Mormântul lui Iuliu Maniu nici astăzi nu se știe unde este. Marele Maniu, care în Parlamentul de la Buda, asupra unor crime pe care l-au săvârșit în Aleși, la Pănede, la Pecica, nu, a făcut liniște în Parlamentul de la Buda, spunând președintele la un moment dat, zice, veniți cu, în 1908, veniți cu probe, și a venit cu probe indubitabile, astfel că acel comand al batalionului care a tras în țărani, sigur că da, au fost în parte pedepsiți, condamnați, dar vedeți curajul, acribia lui, cum a ținut la Transilvania lui, la românii lui, da? Și pe lângă el sunt atâția alții. Acești care a fost ucis de comuniști. Sigur, a murit în închisoare, l-a luat într-un sac și nu încăpea în sac, i-a ras picioarele ca să-l pună într-o groapă comună. Deci, marele Iuliu Maniu, care vorbea fluent, vorbea maghiara mai bine decât parlamentarii maghiari. Și pe lângă el, mulți alții, sau îi ținem la obroc și astăzi, sau nu vrem să scoatem în față aceste campanii puternice împotriva monarhiei, aceste campanii împotriva unor lideri politici de rezonanță europeană sau au fost de rezonanță europeană, sunt etichetați. Și astea cine sunt? Agenții de influență. Cine a distrus monarhia în Europa? Nu Revoluția bolșevică, nu Lenin, cine a asasinat pe Romanovi. Deci acestui curent care vine din spres nu-i plac monarhiile, pentru că monarhiile sunt în general de dreapta, nu sunt de stânga. Și sigur că monarhiile concentrează cele mai importante elite ale neamului, ale țării. Așadar, ce putem vorbi astăzi? Iată, culegem roadele acestui blestem. Am spus, de la 1947, dacă vreți, și până astăzi, avem comuniști astăzi care conduc. Sunt voci sonore în partidele de stânga. Mi-amintesc că am citit o notiță despre oarecare Maria Lazar. Asta a fost prin Partidul Comunist de la Buzău, pe vremea comuniștilor, una dintre, să spunem așa, relele județului. Pedepsea cu mânie proletară țărani și muncitori dacă nu se înscriau, cum spunea, în linia dreaptă a partidului. Astăzi am citit că este președinta sau a fost președinta femeilor în Partidul Social Democrat. Asta este absurd. Am strigat la Timișoara, sau au strigat timișorenii, punct 8 de la Timișoara, cum au văzut ei societatea. S-a ales praful de acest punct 8 de la Timișoara. Poate că acesta a fost și intenția. Păi, bineînțeles că primul președinte al României, domnul Ion Ilici Iliescu, și-a adus din eșalonul 2 și 3 administrația comunistă, dacă vreți, intactă, unele forțe de inteligență, și a dat drumul la societate și iată, o avem astăzi în toate culorile ei roșii și foarte greu. Iar opoziția nu dispune de lideri de anvergură, de rezonanță, care să colmateze forțe
și să trezească acești ignoranți de pe la sate, care visează pungi cu garoafe, care visează o bere, se strâng în cârcium, nu muncesc, pentru că primesc ajutoare sociale, iată, se plătesc ajutoare sociale pentru să obține voturi. Deci România, după părerea mea, a intrat într-o fundătură din care nu știu cum vom ieși. Poate, bunul Dumnezeu, ne dă gândul cel bun ca la aceste patru rânduri de alegeri și cu sprijinul Europei, că întotdeauna la situații de criză am avut nevoie de aceste sprijinuri, ale Europei în special, să reușim să schimbăm registrul de parlamentari în Parlament, în așa fel încât să nu mai fie o forță brutală și cu majoritate exagerată pentru a hotărâ în numele nostru. Și aici citez un bezmetic care spunea: noi facem lucrurile acestea pentru că putem. Categoric, din păcate am ajuns să avea declarații uneori de snobi în Parlamentul României. Am avut ministrul economiei care făcea un senator din opoziție, nu vreau să dau numele, prost și urât. Aici, se poate aici, la acest nivel, să avem un asemenea dialog și în fruntea. Deci cel care are povara pe umeri materială, spirituală și istoria neamului, mă refer la primul ministru, să calce pe limba română, să o sfideze cu un dispreț fără de margini. Domnule general, propun să luăm o scurtă pauză de publicitate acolo, și revenim imediat în câteva momente, pentru că e o discuție de ce ne vizează pe noi toți. Rămâneți alături de noi.